În proiectul de astăzi vom vedea cum instalăm aplicația Android Auto pe telefoanele noastre care rulează Android pentru a putea folosi câteva din aplicațiile de pe telefon uh, nativ pe ecranul mașinii noastre dacă aceasta uh, suportă această aplicație de Android Auto. Uh, în proiectul de astăzi vom vedea cum instalăm această aplicație având în vedere că Android Auto nu este disponibil pentru România, ci doar pentru câteva țări iar România nu se numără printre ele. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că mașina noastră suportă acest Android Auto. În cazul de față, este sistemul de la Ford, ultima generație de sistem de la Ford care suportă acest serviciu. Mai apoi vom avea nevoie de această aplicație care se numește Android Auto și aceasta este iconița ei în cazul în care vrem să o descărcăm. Vom avea nevoie de un cablu care să comunice, o cablu de comunicare între telefon și autovehicul facem conexiunea și ar trebui să pornească. Mai întâi va trebui să descărcăm aplicația și dacă vom merge la magazinul Play de unde ar trebui să descărcăm aplicația și vom tasta numele aplicației care vrem să o instalăm și anume Android Auto, vom vedea că această aplicație nu există. Avem câteva care ar avea cam aceeași iconiță, însă dacă observăm bine, acestea nu sunt distribuite de Google, ci sunt niște aplicații care ar trebui să vină în ajutorul nostru, însă nu vor funcționa. De asemenea, dacă tastăm aici sau selectăm ceva legat de Google, Android Auto și Google, de asemenea nu vom găsi. Acest lucru se datorează faptului că telefoanele noastre, ne fiind într-o țară care este permisă această aplicație, nu vom putea să o descărcăm. Iar pentru a face asta va trebui să ocolim acest lucru și vom folosi o aplicație. Sunt mai multe, noi folosim TunnelBear în, în momentul de față. Această aplicație ne va ascunde adresa de IP care spune unde suntem în momentul în care suntem conectați la internet și vrem să descărcăm aplicația. După cum am văzut, o descărcăm, trebuie să ne creăm un cont sau să ne logăm. Dacă vrem să folosim aplicația, nu este nimic complicat sau nimic ascuns. Am mai folosit-o, este în regulă. Bifăm pe aici lucrurile care le vedem în imagini, iar apoi această aplicație va simula prezența noastră în Statele Unite. Iar în momentul de față, practic, noi suntem ca și cum am încercat să descărcăm acea aplicație din Statele Unite. Însă, înainte să facem asta, trebuie să facem un alt pas și anume va trebui să ștergem informațiile care le, -a, le are și le-a folosit până acum magazinul nostru Play. Pentru a face asta mergem în setări, la storage, la other apps, iar aici vom găsi aplicația care ne interesează și anume magazinul Play sau Google Play. Um, aici odată ajuns apăsăm acest buton clear cache și clear data da vom șterge tot pentru că nu vrem să și amintească trecutele căutări și unde a căutat, unde au fost făcute aceste căutări de asemenea, dacă aplicația ar fi fost deschisă, ar fi trebuit să mergem în setări aplicației și să găsim butonul de force quit pentru a ieși din aplicație. Însă, ne mai fiind acolo, putem merge direct din nou în magazinul Play. Acum ar trebui să creadă că suntem în Statele Unite, iar tastând din nou numele aplicației, vom vedea că o să ne apare numele aplicației și cu extensia de Google. Iar aici vedem din nou că Google este cea care a, a pus aplicația aici la disponibilitatea noastră, să o descărcăm. O instalăm și după ce am instalat-o trebuie să facem câțiva pași, să fim de acord cu anumite lucruri pentru a putea folosi aplicația. Un pas foarte important este acea ștergere de date folosite de magazinul Play și în funcție de ce Android folosim, de posibil să o găsim în alte locuri cu o simplă căutare pe Google unde găsim ștergerea datelor și a memoriei uh, cache din magazinul Play pentru modelul de telefon respectiv am putea să găsim în cazul în care nu este acolo unde am văzut în cazul de față folosind acest motorul la G5 dar odată ce am făcut asta putem apoi să intrăm și să descărcăm aplicația fără nicio problemă și să facem setările pentru a putea folosi cu mașina noastră. După caz, va trebui să facem anumite setări și când mergem înapoi la autovehicol. În cazul de față, am finalizat toate permisiunile și toate lucrurile cerute de Android Auto pentru a folosi aplicația. Într-un final, suntem, cum spuneam, de acord cu toate lucrurile care ne le cere. Dacă nu suntem de acord cu ceva, probabil nu va funcționa pentru că cere accesul la microfon, la contacte, la tot absolut ce folosește și dacă nu suntem de acord, nu va putea folosi acest lucru, de nu ne va da accesul să folosim aplicația cu mașina noastră. Acum că am instalat aplicația, bineînțeles că aceasta uh, se va regăsi și în telefonul nostru, aceasta este iconița, cum spuneam, am pus-o aici la vedere doar ca să o avem în vedere. Acum ne-am întors din nou la autovehicul, am făcut conexiunea între telefon și mașină și aici ne va cere câteva lucruri să fim de acord, bineînțeles că vom fi de acord cu ele pentru a putea merge mai departe și tot ceea ce rămâne de făcut este să ne dăm seama dacă este utilă pentru noi sau nu și de îndată ce am finalizat toate lucrurile, acesta va porni pe ecranul mașinii, iar aceasta este foarte ușor de folosit. Aici ne arată câteva informații utile cum ar trebui să folosim acest această aplicație, aici avem și butonul lui OK Google care poate fi accesat prin microfonul de pe ecran, în caz de față legată direct OK la mașină, OK. va funcționa dacă de îi dăm o comandă vocală, iar odată cu acestea informațiile propuse pentru acest subiect la sfârșit sperăm că utile, până data viitoare, toate cele bune, numai bine și pe curând.